cum să verific parcursul real la mașină. Întrebare dureroasă pentru mulți. Parcursul real, cineva ar putea să zic că să ne uităm la uzura volanului, a pedalierului, a scaunului, da? A salonului nostru, însă sunt diversi, putem să spunem, fiecare povestitor are povestea lui. Ar putea să vă zic că kilometrajul sau parcursul acestei mașini este unul, să schimbe toate aceste elemente de care am zis, chiar să schimbe volanul, da, să schimbe scaunul, tot, salonul, tot, absolut, să nu pară că a fost uzat. Da. Cu siguranță s-au întâmplat astfel de cazuri, ceea ce este ilegal în primul rând. Al doilea lucru ar putea, dacă am luat o mașină dintr-un serviciu autorizat, ar putea să verificăm în baza lor de date. Uh-huh. În Uniunea Europeană sunt chiar și aplicații care vă poate contracost să vă zică exact parcursul. Apoi actele care în momentul matriculării sau a revizii tehnice, a inspecției tehnice, deci se registrează kilometraj obligatoriu cu poză prin poză și este mai greu de mușamalizat sau de schimbat. De aceea, acestea, practic, ar fi modalitățile de a verifica. Dar contează chiar atât de mult kilometrajul mașinii? Păi sigur. Sigur că... Sigur. Eu sunt femeie, eu trebuie să întreb. Curiozitatea mea este uneori dusă la extremă.